noi ca, zic de mine și de Alexei, noi ca leviți, ca închinători, ca compozitori, mereu trebuie să fim foarte atenți atunci când Dumnezeu ne vorbește. Și asta poate fi nu doar în momentele în care stăm la rugăciune, la închinare, dar poate vorbi și atunci, nu știu, când stau la bucătărie și gătesc. De multe ori îmi vin versuri, așa, îmi vin melodii și merg repede, las tot, îmi pun telefonul și mi înregistrez toate lucrurile alea. Deci, e o practică, e o viață de închinare și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să fim închinători.